Bine v-am găsit, dragii mei! A dăruit publicului o piesă tulburătoare, o mărturisire emoționantă a suferinței și a dorului. A trăit o poveste de dragoste care ar putea concura cu toate istoriile marilor iubiri ale lumii. Trebuie să fie puternică, să meargă înainte de dragul copilului lor, chiar dacă atunci când vine noaptea și liniștea îi cuprinde gândurile, lacrimile amintirilor și dorul de a fi sărutată pe frunte de omul iubit o cufundă într-o tristețe profundă. S-au iubit cu înțelepciune într-o viață cu bucurii și tot atâtea tristeți. Se iubesc și acum, fiecare fiind prizonierul unei alte dimensiuni. Pentru Marcela, iubirea rămâne motivul clipelor sale de fericire într-o lume în care l-a rugat pe Dumnezeu să nu o mai trimită încă o dată pe pământ. Bine te-am găsit, draga mea! Îți mulțumesc pentru invitația acceptată de a fi alături de noi la Folclorul sub lupă. Îmi propusesem să fiu cât se poate de veselă, să spun așa, la această emisiune, însă tu deja ai reușit să mă sensibilizezi. Da, de 15 ani aproximativ trăiesc o poveste de dragoste foarte frumoasă care va fi veșnic în sufletul meu și care știu că și partenerul meu de viață nu s-a oprit la acești 15 ani să simtă această dragoste pentru mine și sunt convinsă că și eu pentru el sunt exact ce înseamnă el pentru mine, o iubire împlinită, o iubire pe care, așa cum ai spus și tu, și-ar dori foarte multă lume să o trăiască, iar eu am fost norocoasă să mă bucur de această dragoste, să mă bucur de un om care a știut să mă aprecieze și care a știut să-mi arate dragostea lui în fiecare moment. Vorbești la prezent. Vorbesc la prezent, da. Pentru că încă formăm o familie. Încă suntem un cuplu. Încă este tot cu noi. Cu mine și cu băiatul lui. Și nu numai cu mine și cu băiatul lui, și cu fetele lui. Pentru că, am mai spus, el are 3 copii. Da. Se vindecă dorul? Nu se vindecă. Dacă voi să mă întreb dacă se vindecă greu sau ușor, nu se vindecă deloc. Dar nici nu vreau să se vindece. Nici nu vreau să se vindece pentru că vreau să fie lângă mine, așa cum a fost întotdeauna. De ce faci când ți se face dor de voi, Marci? În afară a faptului că plâng, am momente când efectiv intru în camera unde el era tot timpul, pentru că acolo mă simt cel mai aproape de el. Într-una din nopțile în care el era încă, trupul lui era încă cu noi, într-una din cele 3 nopți, chiar în patul lui am dormit. Pentru că tu știi ce înseamnă să ai copil, copilul a fost destul de lipit de mine, nu știu dacă e normal sau nu e normal, dar David a dormit foarte mult cu mine, a dormit până la vârsta de 11 ani și jumătate, mai exact pe 27 decembrie. A fost ultima noapte în care David a dormit cu mine. Pe 28 s-a întâmplat acest nefericit eveniment și tatălui avea dormitorul lângă noi. Dar mereu era mai tot timpul cu noi, că era normal, eram o familie și așa stăteam, dar atunci când mi se face cel mai și cel mai dor, efectiv deschid ușa și merg acolo, unde noi ne consumam dragostea, ca să spun așa, unde noi erau momentele noastre de doar noi doi, momentele doar ale noastre, eu cu el. Te simți mai puternic acum și mai capabilă să înțelegi ce s-a întâmplat? Vom ajunge oare să înțelegem vreodată cu adevărat de ce jumătățile de suflet sunt luate de lângă noi? Mi-am pus foarte mult această întrebare. De ce? De ce? Nici nu cred că m-am oprit din acest lucru, din a-mi pune această întrebare. Însă mă simt mai puternică. De ce? Simt că în loc de o inimă am două care îmi bat în piept. Și știu că dacă Dumnezeu așa a decis, probabil a considerat că pot face față. Iar sunt multe responsabilități pe care eu trebuie să le îndeplinesc acum și sunt sigură că pot, pentru că sunt sigură că El este în permanență lângă mine.
nu știu dacă asta înseamnă că sunt mai puternică, dar simt că pot să fac față. Pentru că am auzit de multe ori Dumnezeu alege oamenii care știe că, și le dă oamenilor care știe El că poate să ducă. Consider că și Dumnezeu a crezut că sunt suficient de matur încât să duc acest lucru. Te poți simți iubită de un om care nu mai e printre noi? Atâta timp cât tu, iubirea ta este aceeași pentru el, așa cum a fost întotdeauna, da, îi simți iubirea tot timpul. Îi simți și sunt convinsă că eu și în casă, când vorbesc cu David, de multe ori vorbesc despre tatălui numai la prezent și am explicat că sufletul lui este tot timpul lângă noi și chiar fac glume pe această temă, să spun, sau glume. Mă rog, îi spun, vezi că dacă o spre mami, tati vede tot și tati, sufletul e acolo și la un moment dat ai zis, Marci, eram în bucătărie și arătam într-un colț, zic, vezi că acolo e, sufletul tati vede tot ce face acum, vede că nu mănânci, vede că... Și el zice, Marci, eu nu văd nimic. Păi zic, nu vezi, dar eu știu că e acolo, că eu îl simt. Iubirea este un lucru pe care eu cred că prea puțini suntem sau prea puțini o trăim împlinită. Da. Eu am avut noroc și am trăit-o și încă o trăiesc. Eu am avut noroc. Pentru mine, cineva îl întreba pe cumnatul meu, pe fratele soțului meu, îl întreba un pastor de la biserică, unde soțul meu mergea la biserică și unde am mai mers și eu acum, în ultimul timp, de câteva ori. Și l-a întrebat, Minel a iubit-o pe Marcela? La care cumnatul meu a spus, nu, Minel n-a iubit-o pe Marcela, Minel a divinizat-o pe Marcela. Pentru Minel, Marcela era universul. Și am primit atâta dragoste de la el încât nu aveam cum să nu și nu am cum să nu eu întorc și nu am cum să mă bucur de faptul că am fost aleasă să trăiesc această iubire cu el. Când era în viață, îți mărturisea lucrurile acestea, spunea că a căutat să-și găsească femeia potrivită sufletului? Nu îmi spunea că a căutat, dar în schimb îmi spunea că este fericit și îmi spunea că sunt trimisă de Dumnezeu în viața lui. El era cu mine la a doua căsnicie și îți dai seama că era un om care a avut și o altă experiență de viață și care cunoștea și alte lucruri, cunoștea și alte trăiri. Eu sunt un om contrar temperamentului meu pe care voi îl vedeți tot timpul, îl vedeați, mă rog, și care sper să-l vedeți în viitorul apropiat, tot timpul zâmbăreață, tot timpul vorbitoare, tot timpul... Eu cu el eram o persoană foarte tandră, eu sunt un om care dăruiește ce are în suflet, arată. Pansamentul sufletului. Da, care arată. Eu nu mă opream din a-i spune lui cât de fericită sunt că el este al meu. Au fost și probleme. Au fost și probleme între noi. Este normal. Am avut o relație de 15 ani în care am trăit fizic. Dar și ele sunt constructive în fiecare familie. Absolut. Dar noi am fost conștienți că dacă Dumnezeu ne-a împreunat, ne-a împreunat pentru a face ceva împreună. Și am făcut față fiecarei încercări și vreau să spun că în ultimul timp tu și probabil și telespectatorii noștri știu că noi ne-am căsătorit destul de târziu, dar după nuntă chiar aveam impresia că suntem doi adolescenți îndrăgostiți. Care se bucură de care se bucură, exact, care se bucură de acea perioadă, de acea lună de miere, cum se spune, dar pe care noi am ținut morțiși și ultimii doi ani din viața lui, care am fost de fapt, în care am fost soț și soție, a fost o perioadă de miere continuă. Iar copilul nostru, așa cum ți-am spus și înainte de a începe filmarea, discuții au fost tot timp, sunt tot timpul discuții între cupluri, este foarte normal, dar copilul meu, când i-am zis acum că zic, mami, îmi povestea de fete ce va fi și zic, mami, vei crește și vei avea. Când te vei îndrăgosti, zic, vor fi și perioade frumoase și urâte. Zic, și eu am avut perioade mai dificile cu tati și a zis, tu când ai avut perioade dificile cu tati? Voi n-ați lăsat să simte? Nu am lăsat sub nicio formă, da. Și încă un lucru foarte frumos al vieții mele pe care l-am trăit atât cât el a fost fizic aici lângă mine, lângă noi, aveam această calitate de a nu ne certa efectiv. Nu ne certam, pur și simplu era o tăcere, așa, o nemulțumire și stăteam supărați cât stăteam și apoi totul reintra în normal. Și cred că David, din acest motiv,
a fost surprins să-i spun că și eu și tatălui uneori am mai avut discuții, pentru că el nu vedea niciun fel de ceartă sau... Soțul tău și-a dorit să-și unească destinul lângă al tău sau dorința ți-a aparținut pentru că ai vrut să te vezi mireasă? Eu recunosc că mi-am dorit foarte mult să fiu mireasă, recunosc că mi-am dorit foarte mult să fiu mireasa lui, dar până el nu a fost convins că vrea să facă acest lucru, nu l-am forțat sub nicio formă. Și dați seama că atunci când iubești, este normal să-ți dorești, să-ți unești destinul cu omul de care ești îndrăgostită. Dar a fost o luptă așa pe care el a dus-o singur, pentru că așa cum am spus, el venea dintr-o altă căsătorie, a fost teama lui de a se căsători, teama lui că toate relațiile pot fi la fel, teama lui că deși fusese căsătorit înainte de a se întâlni cu mine, asta nu a făcut ca lucrurile între el și fosta lui soție să meargă bine. Și a fost puțin speriat, însă eu l-am convins că nu toate relațiile sunt la fel, că nu toate femeile, nu suntem toți la fel, absolut, și fiecare își arată dragostea, iar eu, așa cum am spus, sunt un om care arăt tot ceea ce simt și... Cred că s-a întâmplat exact la momentul când trebuia să se întâmple. Cred că așa a vrut Dumnezeu să fim... Nu m-ar fi deranjat nici dacă am fi rămas toată viața necăsătoriți, deși în sufletul meu ți-am spus, îmi doream și să fiu mireasă, îmi doream și să simt că El mă iubește atât de mult încât ia această hotărâre. Dar mi-am asumat și faptul că El nu era pregătit pentru așa ceva și am ținut relația 13 ani până ne-am căsătorit. Dar probabil Dumnezeu a avut planul lui și așa a fost să fie. Înainte să-l ia fizic de aici, de lângă noi, să fie lucrurile așa cum... Ați avut o relație departe de ochii publicului, ai separat planurile, păstrând pentru inima ta dragostea voastră. Putem încerca să-ți reamintești cum a fost prima voastră întâlnire și cum te-a cucerit? Cu siguranță. Mă întorsesem recent din America, mai exact în 2006, în martie, m-am întors din America și normal aveam activitate, cântam, îmi făceam meseria. În august, la începutul lunii august, am avut un eveniment unde, printre invitații, era și el. Și mi-am zis că eu am fost... Recunosc cea care a deschis subiectul, care am făcut primul pas către el, dar în niciun caz eu eram femeie singură, că asta i-am și spus ulterior, că ulterior îți dai seama ca orice bărbat, știi, la evenimente, că și cu noi s-a întâmplat tot la evenimente, s-a întâmplat la evenimente, pentru că eram o femeie liberă, eram o femeie care chiar își dorea o relație, știi? Și pusesem ochii așa pe el, l-am întrebat efectiv cât e ceasul, în timp ce cântam, și el avea un telefon pe masă, telefonul pe masă, și s-a uitat la telefon, știi, și nu știu dacă în ideea să-mi arate că avea telefonul ultima generație la momentul respectiv, înțelegi? Și eu zic da. Și eu, sincer, atunci mi-a plăcut de el, dar nu în ideea chiar să pornim ceva, înțelegi? Iar pentru el a fost acel declic care s-a produs în acel moment. A doua zi a fost petrecerea de după botez, la care el a insistat foarte mult și chiar l-a pus pe cel prietenul lui cel mai bun, avea botezul copilului, botezul băiatului, și l-a pus pe prietenul lui cel mai mult să mă sune, să insiste să merg și la petrecerea de a doua zi. Și atunci... El m-a invitat dacă vreau să ieșim în oraș și așa mai departe, dar a fost un om foarte insistent, vreau să-ți spun, și un om care de atunci m-a convins că în momentul în care își dorește ceva, face orice pentru a obține. Am avut o poveste frumoasă, apoi normal când a început relația cu adevărat, pentru că a fost achinarea aia de început, știi? Mi-a trimis un angajat de-al lui, vorbesc de 2006, de Crăciun, mi-a trimis un angajat de-al lui în fața ușii, la unde locuiam, la apartamentul meu, cu un bilet de avion. Cumva îmi luase pașaportul din casă și mi-e luase bilet de avion
El avea casă în Germania, familia lui anterioară locuiește în Germania și el locuia în Germania la momentul respectiv. Și mi-a luat bilet de tren, de avion, pardon, dacă vreau să îmi petrec sărbătorile cu el. Și așa, practic, a început relația noastră cu adevărat. Dar bag de seamă că era romantic și tot timpul să te surprindă cu gesturi din astea șarmante și fine. Ce crezi că l-a impresionat la tine, Marcela? Ce i-a atras prima dată atenția? Prima dată atenția, categoric eu ca și persoană. Prima dată. După care, așa nu mai fi modestă, spune și frumusețea. Da. După care, așa cum am spus, cred că l-a impresionat modul meu de a dărui ceea ce am în suflet. Și el, cred că am fost la momentul respectiv cel mai bun pansament. El era divorțat de 2 ani și încă nu se regăsise, știi, sub nicio formă. Și cred că am fost cea care a pus pansamentul exact acolo unde voia el, unde avea el nevoie. Sunt convinsă că modul meu de a vedea lucrurile și de a-l face și pe el să înțeleagă că în jurul nostru sunt lucruri frumoase, dacă vrem să le vedem. Și că viața nu se oprește exact, la un divorț. Exact. Viața nu se oprește la un divorț. Faptul că el avea 2 copii, eu am primit acest lucru foarte normal și foarte natural. Și ca să vezi, Lavi, că se mai spune că uneori destinul ți-l și chemi în viață. În momentul în care eu le-am spus părinților mei că îmi place de un băiat, mă întâlnesc cu el, că a fost căsătorit, că mai are 2 copii, maica mea mi-a spus că sunt convinsă că asta vreau. Tu gândește-te că ești o fată singură, care ai viitorul în față, ai 28 de ani, nu ai nicio obligație. Ești sigură că asta vrei, să te angrenezi în această relație? Și eu i-am spus că dacă Dumnezeu o să vrea vreodată să rămân singură cu un copil, atunci eu ce o să fac? Trebuie să fiu marginalizată, trebuie să nu mă bage nimeni în seamă. Nu vreau să cred că eu am atras asta pentru că m-aș simți și mai vinovată, dar în viață de asta e bine tot timpul să gândești pozitiv, știi? Și să încerci să cum am făcut și eu, să te bucur de fiecare lucru. Și atunci când eu i-am spus mamei mele acest lucru, a zis, bun, este decizia ta, ești mare și știi în ce te bagi. Și chiar vorbeam cu o verișoară de-a mea zilele trecute că nu mai vreau să mai aud pe nimeni că se plânge de anumite lucruri, înțelegi? Eu găsesc o explicație acum, în momentul de față, găsesc o explicație la absolut tot. Găsesc o explicație la faptul că eu a trebuit să stau un an de zile acasă. Am petrecut, cred că, cea mai frumoasă perioadă cu familia mea. Cea mai frumoasă. Mi-am dat seama că noi nu avuseserăm momentele. Exact, un weekend de la cap la coadă împreună. Nu avuseserăm, efectiv. Eu nu știam ce înseamnă sâmbătă să întinzi masa în terasă și să chem familia, să chem toți prietenii la tine la masă. Eu nu știam, ei nu știau ce înseamnă lucrul ăsta. Copilul meu nu știa duminica pentru că eu ajungeam sâmbătă noaptea foarte obosită, duminica mă trezeam, mâncam, apoi mă culcam din nou pentru a fi aptă duminică seara pentru evenimente, da? Copilul meu duminica mă vedea 15 minute la masă. Apoi am înțeles această pauză, când Dumnezeu a spus stop, stai și bucură-te de ei. Iar pe soțul meu, Dumnezeu a decis să-l ia într-un moment când era extraordinar de fericit și de împlinit. El, numai asta spunea, și am lângă vecinii mei, sunt nepoții noștri, nepoții lui mai exact, băiatul fratelui lui și nora lui. Și ea numai asta îmi spunea, tot timpul când mă întâlneam cu nenii, ei toți îi spun nenii, tot timpul când mă întâlneam cu nenii îmi spunea numai cât de fericit pot să fiu, cât de fericit mă face pe mine Marcela, cât de împlinit pot să fiu. Cel care poate nu mai avea încredere după un divorț, că exact, va avea viața pe care poate o merita. Exact, exact. Și mereu îmi spunea, tu ai fost trimisă de Dumnezeu în viața mea. Și am fost norocoasă, am avut o relație frumoasă. Foarte frumoasă, dar așa cum este peste tot și cu bune și cu rele, dar la noi am știut fiecare lucru și rău să-l transformăm în ceva frumos.
Îți amintești un ultim gest pe care l-a făcut din dragoste pentru tine? Poate acum, spre sfârșit. Pentru soțul meu, dorințele mele sau mofturile mele erau lege pentru el. Cred că am fost una dintre femeile, nu știu, am fost extrem de răsfățată în această relație. Nu exista sărbătoare de la Dumnezeu sau ceva în care eu, când mă trezeam, să nu găsesc buchete imense de flori și inițial de la el și ulterior și de la el și de la copil. Tot timpul am spus că el era foarte harnic și foarte chibzuit și foarte organizat. Și tot timpul am spus că singura lui risipă în viață erau mofturile mele. Nu se punea problema eu să zic mi-aș dori ceva și el să nu facă acest lucru. Nu se ducea fizic să-mi cumpere sau să... Dar de fiecare dată când mă trezeam și el știa că eu mi-aș dori ceva, găseam plicul de bani pe masă. Știi, du-te și ia-ți, du-te și fă-ți. Tot timpul a fost să-mi facă mie bucuriile vieții. Eu cred, în afară de copiii lui, a reușit, da. Eu cred, în afară de copiii lui pe care îi iubește extraordinar de mult, pentru că am avut și o discuție cu David când David a reușit să se descarce și exact asta i-am spus. Cum vă iubește pe voi tatăl vostru, nu există termen de comparație pe acest pământ. Eu cred că în afara copiilor lui pe care i-a iubit așa cum a știut el mai bine, am fost persoana care a însemnat cel mai mult în viața lui. Nu vreau să supere soacra mea pe mine, dar el chiar îmi dovedea că eu sunt cel mai important om din viața lui. Și vis-a-vis de asta, la Vică, mi-ai spus că am avut o relație departe de ochii lumii, dar el nu-și dorea. El și dacă venea o televiziune să filmeze la mine, el pregătea totul și în momentul în care știa că trebuie să vină televiziunea respectivă, pleca. Și venea în momentul în care eu îi dădeam mesaj că au plecat. Nu-i plăcea să apară absolut deloc. Nu l-am înțeles și i-am respectat fiecare dorință, chiar fiecare dorință a lui, i-am respectat-o. Adică nu s-a pus problema dacă el a luat vreo decizie vreodată sau să spună aș vrea să fac asta și o să mă opun sau să nu-l înțeleg. Asta pentru că la rândul lui făcea gesturile semnificative și cele care îl făceau să te iubească atât de mult, să te respecte. Așa și nu numai prin ceea ce îți dăruia material, că nu la asta ne referim, la general. Nu, sub nicio formă, dar era și modul lui de a mă arăta. Adică el știa că eu, dacă mi-aș dori ceva, orice aș putea să... Datorită meseriei, datorită situației, datorită faptului că am fost un om foarte muncitor și foarte organizat, efectiv îmi puteam permite orice mi-aș fi dorit. Bine, nu mi-am dorit niciodată o casă în... nu știu, în Maldive, o cabană sau ceva. Nu mi-am dorit niciodată lucruri imposibile, dar lucrurile pe un care confort știam, pentru da, care ai muncit. Da, exact, lucrurile pe care știam că mi le pot permite, cum nici lui nu i-am cerut niciodată imposibilul. Dar era modul lui de a îmi demonstra că el este acolo și eu oricând, dacă nu aș mai putea să-mi susțin singur anumite lucruri, este acolo și mă poate sprijini. Era modul lui de a-mi arăta iubirea și nu numai prin asta, pentru că eu îți spun, nu este normal să vorbesc eu atât de mult despre asta, ar fi și persoane în măsură care ne-au văzut dragostea și care crede-mă că ți-a spune același lucru, însă la noi încă se spune că iubire ca noastră, pentru că și el a fost, eu când l-am cunoscut pe el la vine, el nu zâmbea, tu poți să înțelegi, nu zâmbea, când spuneam ceva și era momentul să râdă, el voia să zâmbească și apoi închidea gura. Și la un moment dat, eu l-am întrebat, dar tu n-ai dinți în gură sau de ce nu râzi? L-am întrebat, care e problema ta? Pentru că era un om care trăise altfel de viață. Închis. Închis, exact. Și care venise cu acel bagaj și el credea că viața este exact așa cum o trăise el până în mine. Și apoi eu a trebuit să-i arăt că viața este de fapt un lucru extraordinar de frumos și că noi trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă pe care o trăim. De asta și certurile, pentru că la început, tu ți imaginezi, eu aveam 28 de ani, el avea 32 de ani. S-au întâlnit două persoane cu caracter format deja, cu personalitate formată și
eu recunosc, defectul meu cel mai mare a fost și este și în momentul de față încăpățânarea, pe care o duc, sunt conștientă că nu este un lucru bun, dar nu pot să depășesc acest lucru. Și a trebuit efectiv să ne adaptăm unul cu celălalt. Fiecare cu tabieturile lui. Exact. Iar eu a trebuit lui să îi explic și să îi arăt că viața este un dar minunat de la Dumnezeu și că viața nu înseamnă doar probleme, viața nu înseamnă doar tristețe, viața nu înseamnă doar muncă. Și el a trebuit la rândul lui să înțeleagă că dacă ești tot timpul vesel și tot timpul râzi, nu înseamnă, de exemplu, în punctul nostru al femeilor, ești o femeie mai ursuză, morocănoasă. Nu, dacă ești zâmbitoare tot timpul și veselă, asta nu înseamnă că ești o femeie și ușor de luat, da. Sau înțelegi că te bucuri de lucrurile pe care tu simți că trebuie să te bucuri. Înțelegi? Așa e. Eu a trebuit să-l învăț pe lucrul ăsta. Iar el a văzut că viața pe care o aveam eu cu prieteni, pentru că el nu avea. Eu când l-am cunoscut, era un om singur, un om închis, un om care avea prietenul lui, care era prieten de la 14 ani, dar atât, înțelegi? Și ei, oameni care erau strict porniți pe afaceri, pe business, pe ei, nu ieșau să, hai la masă, hai să, înțelegi? Și eu a trebuit să îi arăt că, de fapt, viața nu înseamnă doar muncă și seriozitate și, așa cum am spus mai devreme, dacă ești un om care îți exprimi sentimentele, nu înseamnă că e un lucru rău. Ești dovada vie că l-ai iubit, Marci, pentru faptul că, exact cum ai zis, l-ai luat așa cum e și nu ai încercat să iubești, nu ai încercat prin iubirea asta exuberantă să-i arăți de ce ești tu capabilă, ci tot a plecat din suflet. E adevărat că atunci când trăiești o mare iubire, renunți la tine? Că ajuns să-l iubești pe celălalt mai mult decât pe tine. Dar nu am renunțat nici o secundă, nici eu la mine, nici el la el. Noi am format, noi practic am format un întreg, înțelegi? Nu a trebuit eu să renunț la mine sau eu să renunțe la el. Noi am respectat fiecare tot ce a făcut celălalt și tot ce făcea și deciziile. Bine, nu vreau să creadă lumea sau tu să crezi a fost, nu a fost, mă repet, numai lapte și miere. Și au fost ani în care a trebuit efectiv să ne obișnuim unul cu celălalt. Dar am înțeles că fiecare are dreptul exact să facă ce vrea, să gândească cum vrea. Dar ne-am iubit atât de mult încât am reușit să controlăm, adică nu ce vreau eu să te afecteze pe tine. Înțelegi? Ce vreau eu să fie și în limita ta de a accepta. Înțelegi? Aceasta a fost relația mea cu el. Eu nu am știut niciodată, te rog să mă crezi, eu niciodată soțul meu nu a avut din partea mea, dar ce ai, dar cât ai făcut, dar câți bani ai, dar unde i-ai pus, dar pe ce nume ai, dar pe ce, nu a existat așa ceva, înțelegi? Dacă el venea la mine și îmi spunea soția, pentru că asta e, aveam seria mea și amândoi aveam un venit în casă, da? Și el spunea soția, așa îmi spunea în ultimul timp, frumoasa soție, după ce ne căsătoriserăm, înainte îmi spunea iubita mea. Și după ce ne-am căsătorit, frumoasa soție, așa striga el la mine prin casă, dacă nu striga Marci sau cum strigă, sau mami, sau scrie, frumoasa soție, ai bani? Zicam, dă-mi. Nu era eu să-i zic, păi stai, ți-i dau, dar tu ce faci cu ei? Înțelegi? Deci, efectiv, noi ajunsesem într-un punct în care era încrederea aceea de plină, el știe ce face, el face bine pentru noi, ea știe ce face, face bine pentru noi. Pentru că nu ne-am luat de la 19 ani să nu știi ce vrei, înțelegi? Sau să ne-am găsit maturi. Fiecare trecuserăm prin viață și fiecare am știut că este șansa noastră, pentru că aveam, știi, este șansa noastră să formăm un frumos. Înțelegi? Iar noi ne-am dat toată silința pentru a forma acest frumos pentru noi și pentru copilul nostru. E un subiect care doare și o să doară întotdeauna, dar aș vrea să-mi spui dacă cea mai frumoasă declarație de dragoste într-un cuplu este reprezentată de copil. Mm-hmm. Știi cum este, tot timpul se spune că copilul te unește, copilul te unește. Eu vreau să contrazic puțin acest lucru. Un copil într-o familie nu unește, pur și simplu
aduce niște responsabilități la comun. Eu când s-a născut David, aveam deja 32 de ani. De fapt, pe 1 iulie l-am născut pe el, pe 20 iulie am plinit 32 de ani. Eram o femeie care eram disperată să am un copil. Soțul meu mai avea 2 copii, înțelegi? Am fost o femeie care la momentul respectiv m-am dus și i-am spus, sunt însărcinată, fac copilul. Dacă vrei să rămâi lângă noi, este foarte bine. Dacă te sperie faptul că vei mai avea încă un copil, ești liber să faci absolut ce vrei tu. Deci eu am făcut acest copil pentru că eu, nu știu, tu ești femeie și sunt multe femei care se uită la noi acum. Eu simțeam că asta este menirea mea pe pământ, înțeleg, să fiu mamă, efectiv. Am spus, asta este lucru care, nu știu, cred că Dumnezeu a decis ca noi să trăim, pentru că eu sunt convinsă că ei nu trăiesc în sufletul lor exact ce trăim noi, ce trăiești tu ca și femeie. Înțelegi? Deci nu pot să spun că copilul a fost dovada noastră că ne iubim. Nu, copilul a fost dorința mea de a fi mamă. Nu l-am forțat la absolut nimic pe el, dar el, bineînțeles, era normal, mă iubea și era normal să fie, să meargă cu noi în continuare. Poate nu era pregătit să primească al treilea copil în viața lui, crede-mă. Dar a conștientizat că este lucru, că asta înseamnă iubirea, Lavinia. Chiar dacă sunt chestii care pe tine nu te împlinesc, dar pe omul de lângă tine pe care tu îl iubești cu adevărat este lucru care îl face fericit, tu trebuie să accepți. Asta e iubirea, înțelegi? Eu nu sunt vreo ipocrită să spun, i-am zis soțului meu, du-te, ia-ți copiii de la nevasta ta și îi cresc eu. Nu. Dar în același timp l-am susținut de fiecare dată. Du-te și stai cu fetele tale, sunt fete, au nevoie de tine, ia-ți timp cu ele, adu-le în România, hai să le ducem, hai să le facem, înțelegi? Tu ești mamă, ai copiii tăi și poate vreodată te vei recăsători și celălalt va avea și el alți copii. Îi vei iubi și îi vei accepta că ești părinte și ai trăit o iubire care numai noi putem să o știm în suflet și îi vei accepta. Dar niciodată nu poți să spui iubești alți copii cu intensitatea care îl iubești pe al tău. Înțelegi? Dar în același timp vei accepta. De ce? De dragul lui că îl iubești. Eu consider că asta este iubirea adevărată, înțelegi? Când tu pe omul de lângă tine îl accepti cu absolut tot. Îl accepti exact. Uite, îți dau un exemplu care nu e normal să-ți spun, dar îl spun. Dimineața eu sunt disperată să-l pup. Am fost toată viața mea disperată după acest copil și mă duc pe el și îl pup și îl sufoc. Și la un moment dat, ce îmi zice subtil, Marci, nu te-ai spălat încă pe dinți, înțelegi? La care eu mă uitam la soțul meu, știi? Și el spunea, iubita mea, tu, indiferent de momentul zilei, tu miroși ca o zeiță, înțelegi? Asta era dovada de iubire. Dovada de iubire în care pe noi, nu știu, te duceai, iarăși e un lucru urât care îl spun, dar fac parte din viața de zi cu zi. Erai doar tu cu iubitul tău acasă, cu soțul tău și te duceai, te puneai pe toaletă cu ușa deschisă, știi? Și el striga, te iubesc. Asta e dovadă de iubire, înțelegi? Niciodată să nu te plictisești unul de celălalt, să găsești momente la fel de frumoase. Nu consider că un copil este dovada unei iubiri. Nu. Eu nu știu dacă am fost egoistă sau, dar eu, copilul, eu mi l-am dorit cu toată puterea sufletului meu, iar el a acceptat acest fapt, pentru că mă iubea. Ce simți că a moștenit copilul vostru de la tatălui? Copilul nostru a moștenit tot ce era mai frumos și din mine și din el. A moștenit sensibilitatea mea și dragostea și modul de a-și exprima dragostea. De la el a moștenit chipul lui frumos, pentru că sunt copie. Și aș vrea mai târziu să descoper că momentan e mic, are 11 ani jumate, aș vrea mai târziu să descoper că a moștenit și ambiția tatălui lui de a face ceva în viață. Pentru că atunci când s-a întâmplat acest fapt în viața mea, nu am fost singura care l-a prins pe mine. Au fost 600 de oameni care au venit la el. Și încă trec mașini pe lângă mine la noi în cartier, încă au pozat soțului meu pe mașină. Deci el a fost un om care
Asta am și vrut să spun, asta am vrut să scriu la un moment dat, dar am decis să scriu altceva pe capacul lui de la cavou. Am vrut să scriu sufletul tău, bunătatea sufletului tău a lăsat o urmă adânc pe pământ. Dar am decis să scriu altceva, o sfară la momentul potrivit, că încă nu am terminat cavou. Dar el a fost unul care a câștigat foarte multă dragoste pe acest pământ. Foarte multă. Nu există persoană să te întâlnești și să-ți spună ceva de rău de el. Nu există. Nu exista să audă undeva cineva are nevoie și el să nu fie acolo. Și cred că din acest motiv a fost și foarte greu să nu mai prezența lui fizică, să nu mai vedem. Știi, pentru că era un om foarte activ și era un om foarte săritor și toată lumea l-a îndrăgit. Și de asta a fost greu, nu numai pentru mine, pentru mai mulți. Spuneai într-un interviu recent, Marci, că l-ai surprins pe David plângând în baie. Da. Ce am moștenit frumos de la noi. Acum, asta este un lucru care nu neapărat frumos, pe care l-am moștenit de la tatăl lui. Faptul de a se... Când ceva îl afectează, se interiorizează, exact cum era și Minel. Și... Îți imaginezi că pentru mine, după această tragedie, punctul cel mai greu a fost să-l înștiințez pe David cu cele... de ce se întâmplase, cu ce se întâmplase. Și în ziua de 29, când i-am spus cu adevărat, pentru că pe 28 i-am spus că tati e bolnav și este foarte grav bolnav și nu se știe ce se va întâmpla, pe 29... a trebuit să-i spun adevărul, pentru că voiam, dacă el ar fi vrut, să meargă să-l mai vadă pentru ultima dată, să-i vadă chipul. Și a fost momentul în care eu i-am spus lui, am început să plâng, m-am controlat cât am putut și în momentul în care i-am spus, efectiv m-a buvnit plânsul, am început să plâng, singurul moment în care David a plâns și el, dar a plâns foarte puțin. După care eu, povestea probabil o știi, am spus, uite, aș vrea să-l vezi pe tati, eu merg la tati să-i mai văd trupul, dacă tu vrei să vii cu mami. Și el mi-a spus ce altă variantă aș avea. Și am spus, mai variantă să rămâi acasă și să-ți vezi de treburile tale în continuare, să faci absolut ce făceai până acum. Și mi-a spus, ok, vreau să rămân acasă. A fost singura dată când el a plâns sau în prezența mea a avut o reacție de descărcare. Exact, singura dată. După care, tu îți imaginezi că eu evitam pe cât puteam să nu mă vadă el afectată, deși avea momente și îmi spunea, Marci, tu ai plâns? Venea la mine. Nu, mami, dar zic, îmi punea fel și fel de glume pe YouTube, știi? Și eu, ca să te scoate da, din și stai. Eu glumeam și într-o zi zice, ai ochii foarte plânși. Și zic, nu, zic, atât m-am amuzat, am vizionat singură ce îmi puneai tu și zic, atât m-am amuzat că am râs cu lacrimi. Da, îți imaginezi că nu credea nimic din ceea ce îi spuneam. Dar... Ca să-l menajez cumva. Și tot încercam să vorbesc cu el, înțelegi? Chiar la un moment dat a adus el în discuție, zice, știi că o firmă de pompe funebre din Arad a luat nu știu ce mașină de asta, super mașină luxoasă. Și zic, mami, și la noi, și atunci m-am oprit, știi? Și zic, David, tu ești conștient de toată situația? Și zice, da, Marci, da, spune. Și zic, știi că și la noi sunt. Că și noi pe tati l-am dus cu așa, mă rog, ce i-a spus eu. Da. Ei, el nu accepta, el în secunda a doua schimba subiectul. Da, mergem la film. Înțelegi? Oricât am încercat eu să-i spun, ți-am spus, și prezența lui tati. Tati vede, tati e aici, uite, tati face, uite, hai să mergem, hai să mai punem un tacâm, hai să, știi? Dar el în secunda a doua schimba subiectul cu orice altceva. Marci, da, zic, uite, tati se uită, Marci, da... diseară vreau să punem un film sau știi, tot timpul schimba subiectul. În fine, până pentru mine era deja o îngrijorare faptul că el nu-și dă seama să nu-și dă drumul. Dar nu voia, nu-și dă drumul, da, nu are să aibă o reacție, da.
Îți dai seama că prietenele mele, toate, la psihologul, la psiholog, el e un copil, așa cum am spus, seamănă foarte mult introvertit ca taică-so, și eram convinsă că dacă eu l-aș pune pe el în fața faptului împlinit să-l duc la un psiholog, efectiv l-aș termina psihic. Și atunci, efectiv, am decis să-i las timpul lui de care are nevoie. Exact. Dar în același timp, mai tot timpul discutam, știi? Merg la mamaie, trec și pun la tati, merg, în fine. Și exact pe 24 februarie, de ziua soacrei mele, la un moment dat vine nepoțelul meu care locuiește la noi și zice: Marci, David e închis în baie. Atunci eu m-am dus peste el și, de regulă, nu îi invadez absolut deloc intimitatea. Adică dacă el spune: Marci, vreau să fac așa, îl las și nu îl forțez sub nicio formă. Atunci, efectiv, i-am impus să-mi deschidă ușa, știi? Deschide-mi ușa. Am intrat, plângea și avuseserăm noi o discuție cu un test la matematică în care îl rugasem eu să refacă testul și zic: Mami, de ce plângi? Zic: E vorba de testul de la matematică? Și zice: Nu. Ai primit vreun mesaj? Că avea telefonul în mână. Zice: Nu. Și zic: Ok, atunci de ce plângi? Și zice: Nu pot să-ți spun. Ok, nu e problemă. L-am luat în brațe, l-am ținut, a plâns. Când s-a liniștit el, m-am pus, la fel, m-am pus pe toaletă și zice: E mare, are 62 de kg, e cât mine. M-am pus și l-am pus pe picioarele mele și zic: Știi că nu ieșim din această încăpere până nu-mi spui motiv pentru care tu ai plâns astăzi. Și el îmi zice: Păi dacă îți voi spune, voi începe din nou să plâng. Și am zis: Foarte bine, dacă este nevoie, plângem amândoi. Și zic: Plânsul este un lucru foarte bun, i-am spus. Îți curăță ochișorii, îți curăță sufletul de durere. Zic: Este foarte important să plângi dacă tu simți că îți vine să plângi. Și atunci el a început să plângă și a spus: Plâng pentru situația cu tati. A fost o ușurare pentru mine. În sufletul meu am simțit o fericire pe care nu mai simțisem în ultimul timp, înțelegi? Și am spus: Mami, și zic, de ce plângi pentru tati? Și zice: Mi-e dor de el. Și zic: Cum ți-e dor? Aș vrea să-l văd. Și zic: E foarte normal. Și atunci am spus: Și lui mami este dor de el tot timpul. Și dacă tu simți să plângi pentru tati, asta trebuie să faci. Zic: El oricum vede, el este aici cu noi și lui este dor de tine și lui este dor de noi și e foarte important să faci exact ce simți tu. Acela a fost momentul în care copilul meu s-a descărcat, am stat amândoi și a plâns foarte mult și a fost momentul meu de fericire după această întâmplare. Când eu am simțit că el s-a eliberat. Și a empatizat cu tine și tot ce exact, încerca să te înveselească pe tine, de fapt, el strângea în suflet. Exact. Și atunci am spus: Este foarte normal ceea ce tu ai făcut acum. Și de fiecare dată când simți că ți-e dor de tati, dacă vrei, vii la mine și îmi spui și amândoi discutăm și amândoi plângem și amândoi ne consumăm această dorință și această dorință de a-l vedea. Pur și simplu ne uităm pe avem atâtea fotografii, avem atâtea filmări, avem atâtea filmulețe și pur și simplu, zic, este foarte normal și el se bucură. Și atunci a fost și prima dată când el a acceptat să meargă, pentru că n-a mai acceptat să meargă la familia, la bunica lui, la familia tatălui lui, n-a mai vrut să meargă, dar nu mi-a zis: Nu vreau, că nu știu ce, pur și simplu: Mama, Marci, nu vreau să merg. Sau, dar eu am simțit că el nu era încă pregătit să dea ochii cu nimeni din familia lui, știi? Ce îi puteau aminti de tatăl lui. Și atunci a fost prima dată când l-am rugat, era ziua soacrei mele, așa cum am spus, și am zis: Vrei să-i facem o bucurie lui bunii, să mergem să te vadă? Și el a zis: Pot să nu merg? Și atunci am spus: Cum ție ți este dor de tati și dumneai este dor și văzându-te pe tine care ești chipul tatălui tău, zic, o să se bucure foarte mult, hai să-i facem un cadou de ziua dumneai. Și am mers. Și am fost și a văstoși pe bunica și consider că lucrurile ușor, ușor din partea lui încep să revină la normal, atât cât se poate. De asta și pentru că, în ciuda faptului că ai trecut printr-o suferință atât de mare, ai știut să coordonezi foarte bine lucrurile, ai știut să explici foarte mult copilului ca să nu rămână traumatizat până la urmă de nefericitul eveniment. Da. A trebuit să-i spun anumite lucruri și a trebuit să-l fac să înțeleagă că iubirea tatălui lui nu ne va părăsi niciodată. Și a trebuit să-l fac să înțeleagă că noi tot o echipă vom fi. Și că noi
ne vom bucura de dragostea lui eternă, așa cum am spus. Și că probabil, la un moment dat, când va decide Dumnezeu, vom fi din nou fizic împreună, acolo unde trebuie să fim. Iubirile unde se duc? Când iubirile, celălalt este luat de lângă noi. Iubirile nu se duc. Iubirile sunt în fiecare trăire a ta, în fiecare gând al tău, în fiecare lacrima ta, în fiecare sărut pe care îl dau lui David. Este și iubirea lui. Și sunt convinsă că nu se va duce niciodată. Și sunt convinsă doar că la un moment dat ne vom uni din nou. Atât. Nimic altceva. Și nici nu-mi doresc să se ducă vreodată acest lucru. Nu te tentează să cauți să păstrezi legătura cu el sau să încerci să comunici în vis? Simți că spiritul lui te călăuzește? M-am rugat foarte mult să-l visez. Foarte mult. M-am rugat să-l visez, nu mi-a apărut foarte des și au fost dăți când efectiv îmi apăreau doar acele buchete de trandafiri pe care el mi le aducea. Efectiv, deci nu mi-apărea el în vis. L-am și visat doar de două ori, dar nu cred că asta este un lucru relevant, deși îți spun sincer că îmi doresc să-l visez doar pentru a avea senzația aia de câteva secunde că e prezent, fizic este da. Aici, știi? Că fizic, că pot să pun mâna pe el, știi? Dar așa cum am spus, el în sufletul nostru este în fiecare secundă și cred că asta contează. Adică eu prezența lui în casă o simt tot timpul. M-am simțit vinovată că au mai fost, știi cum e, toată lumea din dorința de a te ajuta, vine cu fel și fel de sfaturi, fel și fel de idei, uite, eu îți sugerez să faci așa, sugerez să faci așa. Și asta cu să-i dau lucrurile, să nu am simțit nicio secundă să îndepărtez, vreau să spun că în baia lui nu este absolut nimic schimbat, mutat. Absolut nimic, periuța lui de dinți, pasta de dinți, tot ce folosea el sunt exact așa cum l-a lăsat. O pereche de Adidas a pus-o în baia lui, acolo la el avea baia pe parter, sub chiuvetă, care și în momentul de față este acolo. Când mă ajută cineva la curățenie, aceea trebuie să rămână tot acolo, înțelegi? Singurul lucru pe care l-am mutat erau gecile lui, care, hainele lui groase, pe care le avea în dressing, dressingul fiind pe parter, și am constatat că mie nu mi-era ok să dau toată ziua să am contact vizual cu ele. Și atunci le-am luat și le-am pus în dormitorul lui, știi? Singurul lucru pe care l-am schimbat, dar și în ideea să nu-l afecteze pe David. Înțelegi? Pentru că am simțit că mie mi-era greu, deși eu aș fi putut duce acel greu. Înțelegi? Dar nu am vrut David să fie în aceeași situație ca și mine. În rest, tot ce Biblia, el citea foarte mult în Biblie, în fiecare dimineață, seara citea în Biblie. Biblia a rămas exact deschisă așa cum a lăsat-o el și așa va fi pentru totdeauna, clar. Nimic din ce, unde și-a lăsat el așa ultima amprentă a rămas neschimbat totul. Marile iubiri mor tinere. Așa spunea Ireana Vulpescu. Și se spune că într-un cuplu este norocos cel care se duce dincolo primul, pentru că durerea este infinit mai mare pentru cel care supraviețuiește. Așa este. Pe cine ai învinovățit tu în momentul în care s-a întâmplat acest nefericit eveniment? M-am confruntat cu niște trăiri pe care nu credeam că sunt capabilă să le am vreodată. Prima trăire a fost această întrebare. De ce, de ce, de ce el? De ce pe el? Când era extraordinar de bine. Eram și nu eram oameni răi. Înțelegi să zici că a trebuit să fim pedepsiți? Pentru că, așa cum am spus, el nu se punea problema să audă pe cineva care are nevoie de ceva și să nu meargă. Ulterior am aflat și de implicarea lui și financiară și fizică în construirea unei biserici. Dar stai o secundă.
Îmi doresc să depășesc momentul ăsta, să fiu atât de sensibilă, dar... Și apoi a urmat acel gram de gelozie când știam că toată lumea are la cine se duc acasă. Și că toată lumea... A fost o perioadă în care nu suportam să aud soțul meu. Nu suportam. A trebuit să mă autoeduc. Înțelegi? Și să-mi implementez că este un lucru absolut normal. Că viața nu se termină la faptul că mi s-a întâmplat mie acest lucru. Înțelegi? Apoi m-am mai confruntat. Am văzut oameni foarte bătrâni, foarte bolnavi. Și a venit următoarea întrebare. De ce îl lasă Dumnezeu pe el să se chinuie și de ce l-a luat pe mine? Care era într-o formă foarte bună a vieții lui. Înțelegi? Dar, în același timp, el, am mai spus, el era extrem de credincios și eu cred că Dumnezeu a ales să-l ia așa, într-o clipită, de lângă noi, pentru a poate urma o altă suferință și poate el nu era pregătit fizic să ducă anumite lucruri. Înțelegi? Se mai spune că Dumnezeu de regulă pune în balanță sau ia oamenii de care are nevoie. Așa cum i-am spus și copilului meu, cred că a avut nevoie de el în cer mai mult decât a considerat că noi mai avem nevoie de el aici pe pământ. Probabil Dumnezeu a considerat că eu sunt suficient de puternică încât să duc asta. Răspunsul nu-l știu. Dar vreau să cred că Dumnezeu a știut ce face în momentul în care mi l-a luat. Care a fost cel mai frumos moment trăit împreună, Marcela? Iubirea noastră. Iubirea noastră a fost cea mai frumoasă. Nu am avut un moment. Nu aș putea să strâng iubirea noastră doar într-un moment sau trăirile noastre doar într-un moment. Nu, noi am fost un cuplu fericit. Atunci o să te întreb care a fost momentul pe care nu ați apucat să-l trăiți împreună. Să ne consumăm această dragoste până la sfârșit. Ce dorințe mai avea Minel și pe care ți le împărtășea Marci? Își dorea foarte mult chiar fata lui cea mare. I-am spus eu la un moment dat că tata lui era foarte mândru de drumul pe care l-a apucat să ia și ea spunea că regretă un singur lucru, că nu a putut să o vadă tatălui mireasă. Își dorea foarte mult să-și vadă copiii bine. Asta era ce își dorea cel mai mult. Își dorea să-și vadă fetele căsătorite cu copii, pentru că el mereu o întreba pe soacra mea. Când mergeam acasă la dumneavoastră și ne așezam la masă, tot timpul îi spunea, cum te simți? Ai 80 de ani, ai toți copiii realizați, toți copiii cu familii, copiii la rândul lor, nepoții tăi au familii, ce e în sufletul tău? Și dumneavoastră îi spunea mereu că este împlinire. Și cred că asta și-ar mai fi dorit. Pentru că, nu știu, trăiri frumoase a avut. Iar el a fost un om care a trăit curat. Și așa cum am scris eu într-o postare, el mai presus de noi l-a pus pe Dumnezeu. Și probabil iubirea lui pentru Dumnezeu și a lui Dumnezeu pentru el a fost mai mare. Cu siguranță ați avut alături și ai oameni care încearcă din răsputeri să nu te lase pradă deznădejdii. Dacă ar fi să pot spune cuiva mulțumesc, Marci, pentru dăruirea de care a dat dovadă, cu ei spune? Sora mea a fost tot timpul lângă mine și nu numai ea, toată familia mea au fost lângă mine. Prietenele mele de o viață, care am prietenii, prietenele mele suntem de 30 de ani prietene, îți imaginezi ce prietenie frumoasă avem. Oameni care, în momentul în care s-a întâmplat, s-au mutat la mine definitiv. Adică au știut că ai nevoie am de nevoie el. Și-au lăsat totul și s-au mutat la mine. Din nou, mea, o dovadă de iubire, Marci. Așa este. Sora mea, care a fost atunci o perioadă în care nu am putut mânca, nu am putut, singur lucru mă hidratam pentru că era necesar, dar de luni până vineri am mai simțit senzație de foame.
Mariana s-a dus acasă, mi-a gătit, au făcut supă, au făcut, adică tot posibilul să mă țină bine, știi, și îmi spuneam, e nevoie, îmi spuneau mereu, e nevoie să fii bine, e nevoie să fii bine. La vine așa am simțit atâția oameni aproape de mine și sunt convinsă că toți ar fi vrut să mi spună o vorbă de încurajare, un cuvânt frumos. Nu am putut răspunde tuturor celor care mi-au scris și tuturor celor care mi-au transmis atâtea gânduri frumoase, dar am simțit cu adevărat că sunt iubită și apreciată. În acest moment, și știi cum se spune, de oamenii îi vezi în momentele grele ale vieții. Pregătindu-mă încă de aseară pentru această întâlnire cu tine, Marci, și îți mulțumesc pentru că nu am făcut-o la început de emisiune, că ai acceptat invitația la Folclorul sub lupă. Nu întâmplător, cred că am dat peste o scrisoare adresată lui Antoine de Saint-Exupéry, chiar de la soția sa, autorul cărții Micul Prinț. Pe soția sa o chema Consuelo și această scrisoare i-a fost transmisă lui mult după ce acesta nu a mai fost găsit în viață, fiind sau găsindu-și sfârșitul într-un accident de avion. Te-aș ruga și pe tine, dacă poți, pentru telespectatorii noștri, să o citești. Noi facem exercițiul ăsta cu mult și tu te-ai numărat printre invitații este, da, la emisiunea Folclorul sub lupă când ai venit și atunci ne pregăteam cu scrisorile pentru copii în ajunul sărbătorilor de iarnă. Acum suntem în preajma sărbătorilor pascale și te-aș ruga pe tine să citești această scrisoare adresată de soția Consuelo pentru soțul scriitorul Antoine de Saint-Exupéry. Să merg foarte departe, cu trenul, cu avionul, pe mare, pe pământ. Am impresia că niciodată nu aș putea ajunge până la tine. Bărbatul meu, băiatul meu, farul meu, lasă clopotele mari să bată pentru că nu mai pot respira. Mi-e greu, tot așteptând valurile care te vor aduce înapoi. Mă las în jos, odată cu frunzele, cu ploaia, cu fusta mea cea bună. Nu pot să merg mai departe. Atât de mult aștept momentul să-ți revăd ochii rotunzi ca florile. Nu vezi că eu nu pot să aud pomul de Crăciun să crească? Soțul meu, din stele, picioarele-mi sunt atât de scurte și mâinile la fel de scurte. Trebuie să vii înapoi ca să mă ajuți. Nu știu cum am reușit să funcționez din copilărie și până în momentul de față. Viața mea a fost un imens tumult. Acum am părul încărunțit, am atâtea lacrimi pe buze, încât mi-ar ajunge să-mi potolesc setea pentru toată viața. De ce, soțul meu? Răul și binele meu, raiul și infernul meu, de ce ai plecat ca să nu te mai întorci niciodată? Trebuie să accept asta și dacă accept, e ca să te iubesc mai mult. Cât te-aș fi iubit dacă te-ai fi întors. Așa cum și tu ai fi făcut pentru mine la fel. Dumnezeule, cu coroană și spini, smulge-mi inima ca să nu mă mai doară. Tu știi că El e totul pentru mine. Fără El nu sunt nimic. Dumnezeule mare și milostiv, îți dau necazul meu și durerea mea. Tată, ajută-mă. N-am pe nimeni să iubesc, să aștept, să strâng în brațe. Casa mea s-a făcut mică, doar fereastra mea rămâne deschisă ca să pătrundă văzduhul în care El și-a luat zborul pentru totdeauna. Adu-mi-l înapoi, Tată, te rog, fă o minune. Dacă mi-l aduci înapoi cu tandrețea Lui, o să-i aranjez părul, o să-l spăl, o să-l strâng în brațe și împreună vom veni la tine. Eu aș vrea să, sau nu aș vrea, vreau, sunt convinsă că El este aici lângă noi și pentru și eu trebuie să mai stau aici pentru David. Când El îmi spunea, avea momente când îmi spunea, soția, eu sunt pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu, îmi spunea lucrul ăsta în casă, înainte de incident cu, mi-l tot repeta. Și eu îi spuneam, tu ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu, dar eu și David nu suntem pregătit să te pierdem. Și... Dar oare legătura asta cu Dumnezeu îl făcea să fie atât de conștient? Oare de ce urma să se petreacă în perioada aceea?
El a fost, așa cum am spus, un om foarte credincios, dar în ultimul timp îmi tot spunea lucrul ăsta, eu sunt pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu, pentru că el trăia foarte curat pe pământ, tu poți să crezi. Era un om care se punea în genunchi să ruga să nu aibă răutăți vis-a-vis de oameni. Și nu știu de ce tot spunea lucrul ăsta. Mă gândesc că dacă ar fi avut vreo presimțire, ar fi fost normal să-mi spună. Păi da, dar poate a vrut să te protejeze, Marti. Poate, da. Că dacă ți-ar fi spus, tu deja ai dădusit răspunsul că nu poți să fii pregătită cu David, să treci peste mereu, asta. Da. Dar dacă l-ai avea acum în fața ochilor, ce îi spune? Am momente când mă gândesc că poate totuși este un coșmar și poate totuși mă trezesc și lucrurile vor fi normale ca înainte. Nu știu ce aș putea să-i spun. În primul rând, dacă l-aș vedea acum în fața ochilor, cred că aș amuți, cred că n-aș fi capabilă să-i spun nimic, doar l-aș ține în brațe, efectiv. Așa cum făceam și atunci când era fizic lângă mine. Luam în brațe și tot timpul îi spuneam ce îmi place la el. Tot timpul îl pupam, tot timpul îi spuneam ce frumos ești și ce sexy ești și el râdea mereu de mine. Când spunea nu eu sunt frumosul și cel sexy tu ești. Și nu știu, cred că ar fi să constat că asta a fost un coșmar, cred că nu știu, ar fi cea mai mare fericire, cea mai mare bucurie. Să constat că de fapt ce am trăit eu aceste aproape 3 luni a fost doar un vis. Și că realitatea este cea care o știam noi. Îți mulțumesc din suflet, Marci, pentru prezența ta în emisiune, pentru faptul că ai simțit și ai vărsat aceste lacrimi de nostalgie, de tristețe și că ai lăsat să împărtășești cu noi aceste trăiri. Și eu vă mulțumesc și așa cum spunea cineva pe care și vă știți foarte bine, dar nu îi dau eu numele, acum nu e cazul. Spunea Marcela, în momentul în care ți-ai ales o viață publică, trebuie să te asumi și trebuie să știi că lumea este trăiește alături de tine și trebuie să știe și bune și rele și tot ce se întâmplă. Și eu știu că dacă Dumnezeu a ales pentru mine și pentru, așa cum am spus, sunt multe femei care mi-au scris că sunt în aceeași situație și dacă Dumnezeu a așa ales pentru noi, înseamnă că a avut încredere că ne vom descurca. Cu siguranță asta se va întâmpla. Până data viitoare, dragii mei, să mai îmbătrânim puțin alături de cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere!